Părinți de gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața! Ce frumoasă este viața! Sunt la Retegan, sunteți din nou la Europa FM, la Părinți de Gașcă. Astăzi vă invit să vă desenați un zâmbet mare pe chip, pentru că el o să reapară pe parcursul următoarei ore. În studio am invitat un tătic și un prieten și un om foarte fain. Chiar l-am întrebat înainte de înregistrare dacă n-au obosit să fie atât de prezent și viu și atent și amuzant și uh, pe replică. Virgilian. Doamnelor și domnilor, astăzi aflăm ce lucruri trăsnite mai spun oamenii mari cu spirit de copil. Da. Bună, dimineața. Bună dimineața! Vreau să vă spun celor care ne ascultați că se uită direct la voi în ochi. Adică, mă uitam, zic, de da unde te uiți așa de fix? După aia am realizat că. Pentru că noi suntem. și, și da, da. În zilele noastre nu mai poți să vii la radio Da, dar în zilele voastre, în zilele cum, mele era doar pe audio Da. Mergeam <laughs> acum 25 de ani în training sau direct da. de pe stradă Știi ce se mai întâmpla? Eu știu povești de la foștii crainici Cum le spunea pe vremuri celor care prezentau uh, telejurnalul uh, Și uh, prezen atunci se prezentau și filmele, urmează totul, uh -huh. Master spectatori, urmează filmul artistic și știu de la fostul meu profesor, pentru că înainte să încep televiziune, a făcut pregătiri cu Ilie Ciurescu, care a fost și ofițer de presă în deplasările de pe atunci cum se făceau și prezenta știri și au fost situații când mergea în pantaloni scurți, sacou, sacoul. cravată... Și prezenta, știrile, telejurnalul, îți dai Astăzi seama. nu mai putem Astăzi să facem nu, asta, nu prea pentru mai că, poți. că folosim camerele video de la intrarea în parcarea da. instituției. Virgil, părinți de gașcă. Părinți de gașcă sunt părinții, din punctul meu de vedere, pe care îi recunoaște ca fiind de gașcă, îi recunosc copiii din gașca Proprii... copilului tău. A, da. Știi? da, să știi că e un reper și asta ajută și la credibilitatea pe care o ai în fața propriului copil. Dar un părinte de gașcă și un părinte lângă de gașcă, un părinte iubitor, că n-aș vrea să uit asta, o să spun acum un lucru, un părinte își arată dragostea și supărându-și copilul prin anumite reguli stabilite prin, și în anumite situații. Dacă îl iubești, nu înseamnă să-l lași liber, să-l lași să facă ce vrea și să-l ai doar cu zâmbetul pe buze, deși cu cât e mai liber, cu atât e mai nemulțumit. Um, un copil trebuie iubit, dar și prin. Uh, pentru că pe termen lung, așa era, răs dragostea. S-ar putea, după, după foarte mulți ani, să vină să zică: Dar tu, de ce nu mai ai învățat treaba asta? De ce n-ai fost mai strict cu mine ca să ajung? Uite cum, cum a ajuns colegul sau prietenul meu. Și atunci e dragostea și chestia asta de gașcă. Um, Trebuie să conțină și acest element al rigorii și al. Mie mi s-a întâmplat foarte des să-mi spună prietenii Maiei: Știți, mama nu e așa de gașcă. Sau să vină pur și simplu copii, adolescenți, să-mi spună: Pot să vă dau numărul tatălui meu, că tata nu știe ce mi-a zis dumneavoastră. Știi de la ce e asta? Mulți părinți sunt anacronici și nici nu încearcă să vină în vremurile noastre, nu încearcă să le învețe limbajul și n-au timp, n-au preocupare, n-au păsare uită care este cel mai important lucru și din nici viața nici lor. Și nu știu că au voie. Se gândesc că au, au venit cu programele da, vechi. de acasă, și băi. Și nu conștientizează că acum avem voie să ne comportăm diferit decât să uh, Clar. Și că e foarte fain să ți cunoști să cunoști prietenii. Se mai uh, întâmplă un lucru, s-ar putea să nu-ți placă toți prietenii uh, copilului tău. Ideea ar fi să-i spui să ai grijă am văzut niște comportamente care poate nu-ți se potrivesc, dar de interzis nu poți să interzici. Copilul, sunt convins că, în timp, dacă are valorile de acasă, începe să facă diferența și să cearnă și să uh, își stabilească prietenii cu care vrea să aibă o relație pe termen mai lung și prieteni cu care ești și tu confortabil. Tu cunoști prietenii Iasira? Da, sigur. Mă sună câteodată pe pe cu ei, pe unde ei e, mă rog, și chiar și acum când e plecată. Uh, am o relație foarte bună cu prietenii ei și îmi place când suntem, mai vin acasă la noi. Mă mai duc și eu, stau la un pahar cu ei, dar eu chiar le vorbesc pe limbajul lor. Ei uh, iau la mișto la modul uh, pozitiv, glumesc cu ei uh, foarte des și uh, nu. Mă comport ca unul dintre ei, încerc. Vreau să ne întoarcem la asta un pic mai încolo, pentru că n-aș vrea să trec peste copilăria ta și să-mi spui dacă ai avut părinți de gașcă. Am avut părinți foarte de gașcă, dar totodată aveam și militaria acolo. Nu era urcat în pod, era dată jos din pod în permanență, în sensul în care, dar, mă rog, Punctualitatea am învățat-o de acasă, respectul față de absolut tot ce mă înconjoară, de la oameni, reguli și efortul pe care l-am de făcut, în tot ce am de făcut, și nu există întotdeauna argumentarea atunci când mi se spunea să fac un lucru. -așa Asta trebuie, e clar. Așa, am zis, așa am zis eu, așa trebuie și nu comentăm. Dar au fost și multe lucruri în, într -o, în momente de, de armonie în care mi se uh, povesteau întâmplări și mi se transmiteau uh, valori, și să știu ce, de ce trebuie să am grijă în timp și de ce e bine una, de ce nu e bine alta. Uh, deci eu cred că am fost foarte norocos pentru că am fost iubit, uh, am fost pupat, am fost. Uh, uh, poate răsfățat, dar niciodată degeaba, adică nu era un răsfăț. Din fericire, am avut ce se putea avea pe vremea respectivă, stând în Banat, în, în Timișoara. Era mai noi mai aveam, aveam, e, noi mai aveam acces, la mai veneau de la Sârb, din Germania, câte un prieten. Mai aveam de mâncare mai mult decât în celelalte zone. De, deci n-am simțit în afară de regimul politic, n-am simțit neapărat uh, uh, ce se întâmplă da, Frigul, foamea. Da, frigul, foamea și așa mai departe. Deci să înțeleg din ce spui tu că părinții de gașcă sunt părinții care acceptă adevărul din viața copiilor lor și creează un cadru în care ei se simt în siguranță, dar cadrul acesta vine cu niște reguli. Pe care copiii trebuie să le respecte. Știi, mie mi-a plăcut foarte tare această reprezentare. În siguranță, creez gardul din jur și urmă zice, a, dar eu nu sunt liber. Și păi ai... nu poți să fii liber. Dar și total. să știi că se modelează, se mai strânge, se mai. Uh, până ți stabilești tu. Adică, până îl simți tu în relația cu copilul tău, cât suntem părinți, cât suntem prieteni. E o, e des, e elastic, flexibil. e flexibil, dar rămâne în aceeași graniță de bun simț, știi? Dar e, e foarte cred că cel mai dificil lucru uh, pentru un părinte să stabilească, uh, dar se poate face cu multă atenție, cu multă implicare. mi îmi place foarte tare ideea asta de copii în familie. Au nevoie să se simtă în Safe. siguranță În siguranță În siguranță totală. nu înseamnă restricționat Nu și nu înseamnă să l Se spui foarte bine Lasă, dă-l încolo pe ăla că Dar făcut înseamnă un loc sigur În care să fie acceptat Așa cum ești Cu greșelile da. tale Cu nevoia ta de a repara Ceea ce trebuie reparat Și cu susținerea din partea celor bine de înțeles. acasă uh, Dar uh, Totodată Susținerea asta trebuie să vină și cu Să nu zic că bă, e copilul meu are voie să greșească Trebuie să vină un pic cu, cu repararea a, a lucrurilor greșite Explicat în permanență Vezi tu, e o, ok, e safe E locul de acasă E. e cum zic, îi dai siguranța că, că poate să vină să spună lucruri Dar nu-l lași să repete greșeli sau îi explici, băi, asta a fost o greșeală. ok, e bine că mi-ai spus-o, nu te cer nu te pedepsesc, dar să știi că uite și începi să-i povestești care dai e exemple. cel mai greu adevăr pe care a trebuit să-l spui părinților tăi ce, ce le-ai ascuns de ce te-ai temut să nu afle? Sunt multe? Sunt multe lucruri pe care le-am ascuns ca orice copil dar nimic grav nici nu aveam vreo activitate alta decât școala sincer, că n-am de mic până la 18 ani, n-am avut unde să-mi exprim. Da, probabil că, da, asta nu știu cât știau ei sau cât mă lăsau. Nu aveam obligația să mergem în fiecare sâmbătă, aveam și școală, și sâmbătă școală, și aveam obligația seara să mergem la concertul filarmonicii. Pe vremea erau sâmbătă concertele și câteodată mergeam până acolo. să fiu văzut, și eu o tăiam, mai mergeam, ne plimbam, mai mergeam la câte o fată în vizită sau fază de astea. Acum când povesteam, mă gândeam, au o să mă audă maica, o să mă audă taică, dar ei dar nu mai sunt, dar -am, am avut chestia asta în minte în momentul ăsta. Și fază de asta, nimic grav. Ok, dar de ce ne e frică să afle părinții despre noi lucrurile astea? Pentru că, pentru că ne suntem certați, pentru că pentru cearta că îți dă un dezamăgim? sentiment. Eu nu am avut uh, sentimentul ăsta că o să nu-mi dezamăgesc părinții. Poate, da, atunci când îmi uh, făceau un. îmi promiteau un lucru, nu știu, un cadou sau ceva, uh, și îmi dădeau o sarcină, pentru că nu primeau nimic gratuit. Um, am un episod foarte interesant și bun ca exemplu um, Ai mei când spuneau un lucru era clar că nu se întâmpla altfel Niciodată n-au promis ceva fără să se țină de cuvânt Să zică lasă că facem data viitoare Și în 84 țin minte aveam 13 ani um, Eu eram înnebunit să, am, să, să avem vreodată televizor color ceea ce părea destul, adică extrem de dificil în vremurile respective. Abia apărut să astea românește, color și ce mai era. Și la un moment dat eram în clasa în 84, da, eram în clasa 8 -a. aveam treaptă. Dar treapta atunci era ceva extrem de dur. Adică din toți colegii rămâneam patru, erau patru locuri la vioară. Și era o selecție extrem de dură și nu știam exact care o să fim aia. Care o să rămânem. Concurență foarte mare, eram destul de mulți excelam la, la vioară atunci și într-o discuție cu Taicme, tot timpul îmi puneam puneam punem pariu pe un televizor color Știi? eu speram să-l câștig și n-avea loc de întors ta, dar n-avea de unde să facă rost. Și la un dat îmi zice, băi, uite, nu pun pariu, dar dacă tu îmi promiți acum, era, țin minte, era ajunul de Crăciun, fratele meu, mai mare decât mine cu 10 ani, era plecat la București, ceva cu electronică, cu nu știu ce că lui era electronist, este. Și zice, băi, dacă tu îmi promiți acum că intri la treaptă, eu mâine ți-au televizor color. Promit, promit, promit. Bine. Acolo rămas discuția, și eu mă tot gândeam, dar cum arunca vorba asta? Că nu are cum. E imposibil, nu se găsesc, nu ai voie, nu ai acces. Și a venit fratele meu de la București, noi de obicei cu cadourile, cu Moș Crăciun, venea pe 24, dar a zis, hai să-l așteptăm pe frate, tu că vine de la treabă, nu știu. Și sub brad era televizorul color. Am crezut că nebunesc. A fost o bucurie pe care nu știu dacă am mai simțit-o vreodată referitor stric la cadou, la primirea unui cadou. Uh, fratele meu, de fapt, pusese prin un director de la unde Așa. lucra maica mea cu cile, cu cârnați, pus, duși, cu ei nu știu pus ce. să promiți. Mi-au promis și s-au era, de... televizorul era planificat. Da, totuși. și de asta pe mine mă... Băi, de cum și-a dat cuvântul el? Cum a zis el mâine? Și uite că a fost mâine. Dar uh, am intrat atunci al doilea uh, din era atunci patru locuri, da, sau patru, da, la a doua, trei, trei, șase locuri. Și am intrat peste o colegă care era considerată cea mai bună uh, atunci. Și a fost uh, cumva mi am ținut mai mult decât promisiunea, am fost uh, au fost foarte fericiți că, că am reușit la așa la, la Ai simțit că i-ai făcut mândri de tine? Da, uh, erau foarte mândri. tai era extrem de mândru de amândoi și um, permanent să se, se fălea. Mândru? Pentru că eram copii faini, eram copii cu umor, eram copii care ne vedeam de treabă, făceam tâmpenii mari, dar aveam un spirit așa fain, ne înțelegeam bine, ne spunea întotdeauna taică băi, după ce nu mai suntem noi, să nu aud ah. că o să aud că vă certați, ah. că vă împărțiți, că muierile cu care o să fiți o să vă despartă, o să vă facă. Și uh, am ținut minte asta și cred că este cumplit să intervină oricine altcineva și să despartă sau să facă doi frați să, să nu se înțeleagă. Și noi suntem foarte bine, n-au niciodată nicio. Niciun conflict, nici o tensiune. Am împărțit lucruri chiar și mai Ce frumos. emoționat și... foarte tare. Pentru da, că... e un lucru pe care l am în suflet și îi sfătuiesc pe toți, copiii, frații, niciodată, niciodată, oricine ar fi în viața voastră, o să fiți îndrăgostiți, o să fiți cu soții, cu copii. Frații trebuie să rămână așa. Nu trebuie să vedeți de des în fiecare zi că fiecare e cu familia lui, cu treaba lui. Dar acolo o să rămână cordonul ăla, să rămâneți uniți, să rămâneți în același, să vă amintiți, să nu ce uitați frum de copilărie. Ce frumos a spus tatăl da. tău. Și dacă eu nu o să mai fiu. Păi să, nu să, vă da, da. să nu aud, da, da. Să -au nu aud că da, 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 el avea <laughs> foarte mult umor. Oh, doar, da, foarte doar. mult umor. A contat foarte tare ce a zis el? A contat? Cred că ei ne-au crescut așa, de mici. Dar a rămas uh, în capul tău. Da, a, a rămas, ideea bineînțeles. A asta. Și sunt convins că și la lui, și suntem foarte bine și. Dar de când eram, gândește, 10 ani diferență Are între exista noi. Nu un motiv pentru care să te super pe fratele tău? Să nu mai vorbești? Au, cu fratele nu, să tău? Nu, vor, nu, nu există niciun motiv. Să, Așa că să, mai să... rugam ceva și am în asta, nu știu ce îi ziceam, dar nu ne certam, nu am certat cu el. Adică n-am cum să. Mie nu-mi place în general să rămân supărat cu nimeni pare că e o energie negativă pe care. Există inclusiv un lucru atât de important pe care n-ai putea să-l împarți cu fratele tău. Lucru, am okay. zis obiecte. A, obiect. Nu. Nu există. Obiect. Nu există. Pământ, casă. Nu mașină, există. Inclusiv, conturi, să știi și când a venit cu casă. Că de la asta și lucruri pe care normal, legal, nu trebuia să le împărțim, Le-am le -am împărțit. Am, sau ne-am compensat, sau cumva am făcut să. să să existe acolo ceva în plus din partea unuia sau a celuilalt. Um, cred că asta înseamnă dragoste și asta înseamnă frăție adevărată, mai mult decât să te vezi în fiecare zi cu fratele tău, dar să te cerți și să ai tensiuni. Deci tu și fratele tău, sau... tău sunteți frate de gașcă. Da, da. Și îmi place că și el a rămas cu mintea pe care o am eu, adică cu Cum mintea Florin. Florin noni, ziceam că nu știam să, să pronunț noni. Da, și nu știam să pronunț Florin când eram foarte mic Și ziceam un fel de noni Și noni a rămas până azi Unde stă nonia? La Timișoara salutăm pe Noni și Mulțumesc. mă bucur foarte tare ciao. că l-ai adus în ceau, la tine, Noni. Da. Asta am învățat și eu la tinișoara să spun ceau la tine. Am fost în Banat weekendul trecut și m-am bucurat am văzut că ai la o la lumină la așa azi. De, da. de acolo mi se dă la jimbolia <laughs> și de la Sebiș și de la uh, Șiria. Doamne, deci acolo e un colț de rai. Da. Este, și, este superb ce am găsit acolo. Da, iar în, în Banat sunt uh, să știi că și în Ardeal sunt diferențe mari între noi și ardeleni. bănățenii și între, între noi. Avem valori comune, avem chestii comune, dar graiul e diferit uh, și găteala uh, e diferită. Uite, găteala e, se mai spune la, la când te aranjezi. Aranjeaz, și știi? da te chicești la Iar noi. Iar în Ardeal de unde sunt eu, ce s-au gătat. No, s-au gătat. gătat. da, și la mine se zice, s-au gătat. Înseamnă că s-a terminat, adică s-a terminat de aranjat. De aranjat, da, da, da. S-au da. gătat. S-au chicit, <laughs> nu da. s-au gătat, mare la veserică. <laughs> Virgil, ne întoarcem după o scurtă pauză pentru că vreau să aflu mai multe despre Iasmina, despre uh, cât de, de gașcă ești tu uh, ca tată. -o să uh, dar să știi că n-aș vrea să epuizez foarte tare subiectul pentru că următoarea dată când voi vorbi despre tatăl Virgil o voi face chiar cu ea. Acum... Aș, să nu zici că nu ți-am spus. Ba, wow, ce mi-ar mi plăcea să... Deci să nu zici că nu ți-am spus. Ne întoarcem după pauză. Părinți de gașcă Cu Mirela Retegan La Europa FM Ne-am întors la Părinți de gașcă Cu Virgilianțu și am promis că vorbim Despre tatăl Virgilianțu Dacă în prima parte a emisiunii am vorbit despre copilul Și fratele Virgilianțu Și despre cât de de gașcă Este nonii fratele lui Și cât de de gașcă au fost părinții lui Ia să vedem cât de de gașcă Este tatăl Iasminei uh, da, cum ziceam eu, eu încerc să... Deși la început am dus cu mine niște niște comportamente care nu erau neapărat potrivite pentru creșterea unui copil. Exact este asta. Faci că zic eu, nu îți dai cu... Dar de foarte mică. Adică, abia când a început să vorbească, să înțeleagă și uh, Roxana mi-a atras atenția am început să fiu atent să nu duc cu mine ceea ce nu-mi plăcea emoțiile pe care le trăiam eu mi le aminteam. Și atunci am zis bă nu e bine să, să -i transmit mai departe uh, Iasminei și <coughs> cred că așa uh, am ajuns de gașcă pentru Iasmina încercând și să ascult punctul de vedere, încercând să să și întreb din când în când sau să observ sau să să aibă, nu curajul, să aibă, să-i să oferim spațiul în care să poată să spună că nu i-a plăcut ceva la care noi. Care a fost cel mai dur lucru pe care ți l-a spus? Că ridicam tonul la un moment dat la ea, și mi-a zis că ei nu-i face deloc bine să să ridic tonul și că să, să am grijă cu chestia asta. Eu am întrebat-o pe Maia la un moment dat: ți dar așa știi, cu aroganța părintelui convins că am crescut copilul într-un cadru sigur și răspunsul da. va fi cel pe care îl da. puteam să garantez. Și zic, mai, dar ție-ți e frică de cineva? Și ea a zis, da. Zic, de cine-ți e frică? de tine. <laughs> ce dragut poftim cum să fie frică de mine nu te-am lovit niciodată nu. Și a zis mama tu nu ți-ai văzut acea privire niciodată. Da. În momentul în care te uiți la mine într-un anume fel mie mi se face frică. Da și mi s-a părut așa wow. Nu m-aș fi gândit niciodată e, că... că poate să impacteze atât. de Acolo trebuie să știm să transformăm acea frică teamă în respect. Și atunci e tot în regulă. Că trebuie să închidem ochii. Să să închidem ochii. <laughs> închide în da, când simțim că ne, ne da. pătrunde privirea privire îți strângem ochii și atunci copilul nu mai Da, n-are cum să fie miere și lapte într-o relație cu copilul tău. E imposibil și nici nu e bine. Adică trebuie un pic să fii mai ferm enervezi, câteodată. dată. te enervezi, te Să te enervezi. La. enervat, enervat, da. la Rău, culme, aceea. nu. Nu. Mă supăr, mă. Casă, să... A, nu, nici într-un nu, într niciodată? caz. Nu. nu, 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 O singură dată am trântit cu telefonul meu când vorbeam cu Iasmina și cu ea se uita în telefon. Și eu încercam să explic chiar o chestie importantă, dar nu de moment. O să-i transmit un principiu, ceva, să-i zic, o... nu știu, apropo de întârziat de ceva și ea stătea cu ochii în telefon. Deci, vă din tomnatic. Deci... Vă din tomnatic mi-a zis acum când ne-au întâlnit, deci fii atent. Mi s-a părut foarte tare că cel mai rău le enervează când vorbește cu copilul lui și ăla stă cu ochii Ignor. în telefon. Da. Și vă a zis, mă copilă, vreau să spun ceva, uită-te la mine, tu nu, nu ești atent, uită-te la mine. Și copilul știi ce i-a răspuns? Tată, dar tu crezi că eu aud cu ochii? Mm. Deci la asta nu m-aș fi gândit niciodată. Vorbește liniște, da. Dar să că eu știi că acolo e un sâmbură de adevăr. Că tu ai impresia că ei nu te aud, că nu știu ce dar ai bagă la cap, și în timp ei nu vor să-ți recunoască, știi, pe moment. Că, că au înțeles că un, ce ai vrut tu au să și că au auzit și că de au și înțeles. Și o de ieșire, că da, din orgoliu, auzit. depinde de perioadă, da. Da, dacă le place să eu cred că educația începe din burtică. Adică sunt foarte convins de chestia așa. asta, inclusiv toate sentimentele pe care toate energiile pe care le le transmiți copilului de atunci le, le simte și așa eu chiar am simțit cu, toată, cu, tot sufletul treaba asta și că e așa, îi oferi tot așa siguranță, o să vii unde e bine, o să intri. Ce înseamnă înseamnă venirea pe lumea Iasminei pentru tine? Momentul în care am aflat a fost că va veni, a fost cumva, știi filmele, cum îmi zicea camera, nu știu cât, îi zicea cu Cusack. În care se schimbau toate lucrurile în camera respectivă, era în alt univers. S -a exact așa mi s-a întâmplat mie în, care, în momentul în care am primit uh, cadou un tablou așa, mic, înrămat, într -o, împachetat într-o hârtie și era o ecografie cu un punct. Uh, și așa am aflat că așa o să, aflat, că o să și Mi s-a schimbat tot în jur. Uh, a fost primul moment. De acolo a început pentru mine. Uh, relația cu, cu Iasmina Te-a transformat adică... pe tine ca om? Prezența copilului? Nu-mi dau seama. Nu simt asta. Probabil că m-a simțit, m-a făcut mai uh, și mai sensibil, deși sunt o fire sensibilă. Uh, probabil că m-a făcut mai blând. Sau a scos la. aveam și blândețe. Poate că a rescos la suprafață niște. mi scos niște calități la suprafață. Tu lucrezi cu foarte mulți copii, și de foarte mulți ani, și întâlnești foarte mulți părinți. Care crezi că sunt cele mai mari nevoi ale copiilor? Cea mai mare nevoie am scris-o și. A, ah, în următoarea carte, pe care am scris-o deja de în lucru, mai am niște lucruri de reglat acolo. Este prezența părinților. Chiar prezența dacă pare. Fizică. Da, prezența fizică și emoțională și educațională a părinților. Ei de asta au nevoie, pe lângă prieteni, au nevoie de părinți. Și observ, am observat în timp și lucrând cu ei, și în ultima vreme, mergând prin facultăți, licee, am avut o. să o. de revelație, așa. La o facultate unde aveau posibilitatea uh, studenții din sală, din aula de acolo, să scaneze un QR code și să trimită mesaje și întrebări pe ecran, în mod anonim. Ok. Și mesajele de acolo au fost extrem de triste, extrem de îngrijorătoare, foarte multe, în care. Acei tineri spuneau, eu, eu nu am cu cine să vorbesc, părinții mei nu au timp, cu cine ar trebui să mă sfătuiesc, cu cine? Deci sunt ignorați în marea lor parte. Sunt foarte mulți copii care trăiesc treaba asta, singurătatea, deși au părinții acasă. De asta se izolează, câteodată ajung într-un anturaj părinții greșit. Părinții nu au timp sau părinții fug de această realitate? Mulți fug, pentru că emoțional este dificil să te cerți cu copilul tău, să ai o energie de conflict îți te dă un disconfort cu problemele, și ți-e frică să nu cumva să îți îl pierzi din relație și atunci tu asiguri doar un confort lasă nu discut asta cu el lasă-l să stea cumva că stă în treaba lui, stă la el în cameră eu îți bine, mersi doar că asta nu face decât să asta face ca distanțarea să apară asta face să nu-ți mai cunoști copilul să nu-i cunoști limbajul să nu știi ce simte, să nu-l simți Uh, în cartea, poate de fapt te place, eu am, eu am inserat niște mesaje pentru părinți. Uh, chiar dacă este o. Despre ce e cartea? Poate, uh, de, poate de, de fapt te place, este vorba despre o metodă care nu totdeauna funcționează, dar o încercare de a rezolva o situație de bullying. Uh, în care e un băiat uh, care citește. E mai cumințel tocilar? așa. tocilar? Să zicem că e tocilar. Da, așa îi ziceam. E un copil bun și e o fată de care, bineînțeles, lui place, care e foarte populară, nu e foarte bună la școală, dar îl tachinează în permanență, că e ochelarist, arăgați cu patru ochi, că e tocilar, șoarece de bibliotecă și așa mai departe. Când, de fapt, ea, și... în sufletul ei, ar fi vrut atenția și... lui. Și ea, oricum, asta avea și prin uh, atenția părinților care s-au sfătuit între ei, ce facem, okay. care, care l-au simțit că e trist, okay. că are ceva pe suflet. Deci lucrurile astea uh, tu îl poți ajuta pe copilul tău dacă îți pas, dacă nu uiți. Deci, dragi părinți, uh, Ianțu ne-a adus două cărți, copiii spun, uh, și. Copiii spun emoțiile uh, sunt bune. Uh, din, din ciclu copiii spun. Da. E, emoțiile sunt bune, este prima lui carte, poate reeditată. te place, este uh, cea, cea lansată mai, cea nouă. zilele trecute. Da, da, zilele trecute. Este cea nouă și îmi place foarte tare ideea. Uh, chiar aș vrea să scrieți ca să câștigați aceste două cărți. și... Pe care le-am semnat, aici. să știți. Semna, astăzi. Semnate, da. Și astăzi aici, acum, uh, cartea mea le oferim la un concurs. Intrați pe Mirela Retegan oficial și scrieți acolo frumos la comentarii dacă ați simțit răutatea copiilor în școală când erați elevi. Tu ai simțit asta? Uh, ai avut de-a face cu răutatea? Noi nu îi spuneam bullying atunci, dar ne loveam e, de o răutate. Toți copiii au uh, trăit asta. De... Nu mă amintesc Dacă foarte să clar acum. Pe o situație... Nu, eu eram uh, destul de popular așa când, uh, când eram da, era mic. Da, erai frumușel, blonduț, eram cu ochii și puțin. albaștri, da, da, da. așa drăguț, nu? da, Eram, ăla da, da. de... Exact, exact. Îți venea să-l... Dar Oșa că eram neastâmpărat, adică eram... Nu eram foarte puțini. La liceu de muzică eram foarte puțini, ne cunoșteam toți de la clasa 1 la clasa 12-a fiind foarte puțin și atunci era mai greu. Aia mai mari m-au răgățat în primele zile de școală, în cuier, m-au lăsat acolo, adică lucruri de genul ăsta, că eram foarte mic pe vremea și dar așa bullying agresiv, nu. Probabil că noi, adică nu, sigur noi am făcut chestia asta cu alții și mi-amintesc de o colegă care era mai înaltă, mi-amintesc de un coleg de al nostru în general, care era mai grasuț. Problema era aspectul fizic. Bineînțeles, de acolo eu, pleca tot. Eu, având tot. tenul foarte închis, veneam la școală după o vacanță petrecută la bunici, eram neagrătuci după ce alergam trei luni pe câmp și la vale, pe Valea Țibleșului, mă mai și undea mama scurt, periuță, că n-avea chef să-mi facă Și părul. îți mai dădea și la sfârșit de, de, școală să vinzi niște semințe pe la colț? Asta <laughs> da mai lipsea. Și uh, pe vremea aceea chiar era o problemă să fii mai negru decât ceilalți Știi că Și ea... am simțit foarte acut faptul că deși noi nu provenim dintr-o familie de romi uh, Eu eram exclusă și uh, dată la o parte da. din jocuri, din, din lucrurile pe care le făceau copii Și din păcate uh, învățătoarea, educatorii nu, nu percepeau reală această problemă. Da, nu era atunci, o, nu, ei nu, nu, nu realizează ce traume, cu ce traume rămâne un copil după ani, sunt ani. Deci eu am în construit care trăiește asta. Zurli și le mulțumesc de, și datorită unor fete din clasă, din clasa întâia care căutau de, a treia parteneră la jocul de elastic și ele erau popularele clase și au venit să oprească oprit în fața mea, m-au măsurat din cap până în picioare Am și zis, asta au zis: e bine că cu asta, punem elastic cu asta nu. A da. Cu asta nu și simt în continuare Serios? în stomac emoția refuzului și a oh, respingerii. Și le datorez crearea azurli, Pentru că la zurlii nimeni nu trebuie să aleagă pe nimeni ce Fiecare fain. copil să joacă singur împreună cu ceilalți Uite, alți. eu în cartier aveam uh, și uh, copii țigani Eu nu le spun rom, că nu are nicio legătură da, cu... mi se pare da. că țigani e un cuvânt atât de frumos Dar da, ei e nu sunt de acord adevărat. cu acest cuvânt rom Ce e asta rom? Pe mine mă, mă, mă Maia și încerc nu, da, să... Nu, da, dar nu e da? nimic, nu e un sens Mulțumesc. peorativ Asta e Ai văzut că neamu. am ezitat da, am văzut. Nu... Mi se pare izdraș. o hipocrizie și nu e Fii, nimic rău în asta. Și eu mă jucam cu ei. Am avut pe stradă un episod în care s-au bătut doi frați țigani cu cuțite. Cu... S-au tăiat sau nu știu ce și după ce a plecat salvarea cu frasul omul a ieșit în stradă să-și ceară iertare tuturor vecinilor pentru scandalul uh, produs. Cam asta era atmosfera în cartier și eram în aproape de centru în Timișoara, nu eram undeva în margine, și chiar um, mie îmi rămâneau pantofi pe care nu i purtam ah, așa ce bine că și le dădeam celor care nu văd, deci, țigănușilor din din cartier. am un cadou pentru tine, ăsta este pentru tine, da. Și până te uiți tu la cadou, deci, eu le spun... Mă, mă mie, <laughs> da, am azi. una și pentru un ascultător care câștigă. vreau să le amintesc celor care ne ascultă că suntem în plină campanie în calță un copil de iarnă. Nu mai puțin. Îți mulțumesc pentru cadou. uitați ce dedicație mi-a scris. Doamne Roxana, cu toată dragostea și prietenia mea, sunteți minunat. Îți mulțumesc mult. <laughs> Deci eu îl iubesc pe Virginianță dar pe soția lui eu îl iubesc și mai mult. Iar pe Iasmina nu mai vorbesc. Da. Opa. Da, rog. Iar el pentru tine. El este pentru tine. Este un tricou de tată de A, gașcă. Așa că. Abia aștept să... Unde în cadru, că pe când dai nevoie Mulțumesc. să mult. te simți Îmi mai degașcă decât ești deși ești foarte degașcă. Deci, dragi ascultători, Încerc. campania Încalță un copil de iarnă este la 6 ediție. Vă rog din toată inima, intrați pe fundația Zurli și vedeți cum puteți să ne ajutați. Anul trecut am strâns peste 10.000 de perechi de ghetuțe, sunt 25 de asociații din toată țara implicate și sunt încă foarte mulți copii în România care uh, nu să duc la școală, pentru că n-au cu ce să se încalță iarna, care au o pereche de cizme la o familie întreagă sau care se încalță în și deși e foarte frig și, nu știu, eu am rămas foarte sensibilă la ideea de a-ți fi frig la picioare, pentru că am îndurat acest frig, noi, cei care am trăit în vremurile în care încălțările erau da, totale. Eu la școală nepotevite. înduram frig, pentru că erau Iarna nu întotdeauna era căldură. Și încălțările și erau foarte, Noi făcând vioară, foarte rău făcute. Colegii făceau, își tăiau mânușile până aici ca să se să poată cânta și în rest era cu mânuși. Ceva greu, greu de imaginat azi. Da, Așa Doamne, că mulțumim! Vă rog mult să ne amintim că încă mai există copii care au nevoie de ajutorul da. nostru. Da, chiar da. Nu că încă, sunt foarte mulți. Da. Noi nu realizăm lumea în care trăim câți copii au nevoie de, de susținere, de tot felul, și materiale și nu numai. Eu mă duc acum uh, în campania Zurli Bucuria în toată România, mi-am pus în plan ca până în 12 octombrie 2026, când Zurli împlinește 20 de ani, să ajung în toate orașele din România, toate Frumos. Așa am ajuns în Jimbolia, în mm -hmm. Sebiș, iar uh, am fost la Calafat, la Balș, orașe în care n am fost niciodată nici măcar uh, fizic, civil, da. dar umită cu un eveniment. Ce frumos, bravo ție! Iar weekendul viitor ne ducem la Agnita uh, uh. Avrig. Să A, bun, bun. în jurul Sibiu uh -huh. în fiecare weekend mergem într-un oraș mare cum e Sibiu și în orășelele mai mici din jurul lor unde vin la spectacole părinții cu copii și de cele mai multe ori este primul eveniment la care participă împreună pentru că în orașele mici nu există acest Da. se duci la cultură. Vriga acolo e aratul e foarte frumos, am avut un concert acolo cu niște ani lângă se cântau manele, era foarte interesant dacă ar fi să le spui părinților care ne ascultă, la ce trebuie să fie atenți dacă vor să fie părinți de gașcă pentru copiii lor? La limbajul lor, la ce le place, trebuie să-și cunoască copilul, în primul rând. Să vrea să-și cunoască și să facă ceva în sensul ăsta, că toți vrem să-l cunoaștem foarte bine pe copilul nostru, doar că trebuie să. Atât de implicați, să nu uite, cred că asta e, să nu uite că cel mai important lucru din viața lor este propriul copil. Este orice serviciu, orice timp acordat oricărui alt lucru, copilul și atenție, de când e mic, câteodată vine copilul, uite mami ce vreau să-ți arăt ceva, sau uite tata, și eu am făcut greșeala să zic, stai un pic să termin ce am determinat. Dacă nu este o urgență, inclusiv la telefon, la telefon da, e vorba de respect față de cel cu care vorbești, termin de discutat și exact cu tine o să uh, vorbesc după ce termin. Uh, eu am făcut asta, ziceam, stai un pic să termin, stai un pic să gata, eram la calculator. Amânarea asta, o dată de două, de trei ori, face ca altă copil să nu mai vină spre tine, să-și caute pe altcineva, și o să-ți dau un exemplu pe care îl dau de fiecare dată. Am fost implicat într-o campanie, telefonul copilului, unde copiii pot suna dacă sunt abuzați, agresați și așa mai departe. Și mi-a povestit, povestit doamnele care de acolo, de, că au primit un telefon, era un copil, l-au întrebat, ai pățit ceva ești? Nu, 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 stați liniștit, zice. Uh, nu, dar am scris o compunere și aș vrea să vă citesc pentru că părinții mei nu vor să asculte, nu au timp. E, asta dacă se întâmplă cu copilul tău, este, dacă ajungi la asta, este foarte grav. Înseamnă că nu ești pe calea bună și atenția, conștientizarea celui mai important lucru din viața ta. De acolo pleacă, așa o să-ți cunoști copilul, așa o să știi ce îi place, Așa o să. Nu e, nu, nu e o tehnică. Rămâneam cu ideea asta. Mulțumesc da. frumos, Virgilianțu. Dragi ascultători, atunci când le spuneți copiilor voștri că nu aveți timp pentru uh, ceva ce ei își doresc în acel moment, încercați să vă imaginați, așa cum spunea Virgilianțu, ce ar spune copilul vostru dacă ar avea un număr la care să sune sună și să vorbească despre situația în care se află. Sau gândiți-vă ce, simți, ce ați simțit voi dacă i-ați spune copilul, hai să-ți arăt, uite ce realizare am avut și el zice, stai că n-am timp acum să te ascult. Mulțumesc frumos! Să aveți o duminică minunată și până data viitoare aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. La revedere! Ceau! Părinți de gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM